Cei mai talentați tineri din Republica Moldova au fost premiați în cadrul ceremoniei Gala Premiilor pentru Tineret 2014. Tinerii s-au ales cu bani și cupe pentru activism civic, știință și tehnică și literatură și artă. În premieră au fost înmânate premii în trei categorii noi: specialistul de tineret al anului, cel mai activ centru de tineret și cel mai activ consiliu local al tinerilor. În cadrul galei a fost desemnată și Capitala Tineretului 2015. Titlul i-a revenit orașului Sângerei. Sunt onorată că am fost distinsă la această gală. Deznodământul este de neașteptat pentru mine. A fost o mare onoare să mi se înmâneze acest premiu de către domnul prim-ministru Iurie Leancă. Este o dovadă a lucrului care l-am depus pe parcursul anilor de studiție. M-am implicat activ atât în viața științifică cât și în viața activă a universității. Am participat în cadrul a mai multor concursuri naționale și internaționale din țară, din România, din Statele Unite ale Americii, din Polonia. M-am dedicat cercetării științifilor și am abordat mai multe subiecte, în special dedicate medicinii dentare. Astăzi sunt fericită, particip la acest concurs cu un ciclu de lucrări științifice dedicate domeniul stomatologic. Ultima lucrare care am studiat-o este dedicată specific la afecțiunilor cavității bucale la copii cu patologie endocrină. Studiul a fost efectuat pe durata unui an în cadrul Spitalului pentru Copil Emilian Coțagă. Am efectuat examenul clinic la mai mult de 300 de copii, am studiat particularitățile afecțiunilor cavității bucale, la fel am temii dedicate problemelor oncologice. Am făcut activitate de cercetare științifică la Academia de Științe, la Institutul de Fenologie, dat fiind că acolo mi-am susținut teza mea de doctor și am devenit doctor în fenologie în 2012 și respectiv după asta, deja mai consecvent am început să mă ocup de activitate științifică, dar în paralel sunt și lector superior la Catedra de Istorie și Teorie Literară a Universității Creangă. Vedeți că încetul cu încetul, din an la an, de an la an, tot mai mult lume vine și tot mai multe categorii sunt nominalizate. Eu sunt președintele Comisiei de Contestare, slavă Domnului, nimeni nu a contestat. Președintele Comisiei, de fapt, de atestare a fost domnul viceministru. Din spusele președintelui și din spusele membrilor Comisiei a fost destul de greu. Am înțeles că au fost foarte multe dosare, dintre care s-au selectat 28. Eu cel puțin câteva lucrări cunosc și am rămas impresionat de faptul că nu au trecut. Asta înseamnă că a fost o concurență acerbă. În acest an la concurs au participat 28 de pretendenți. Câte doi laureați din fiecare categorie prezentată au primit diplome, cupe și premii bănești în valoare de 12.000 de lei.